puteam chiar să scot masca, distanța fizică. Bună ziua, dragi prieteni! Mulțumesc foarte mult, mulțumim, mai bine zis, foarte mult mass media pentru prezența la această conferință de presă. Mă bucur foarte mult că alături de mine se află și bunul meu prieten și coleg, domnul deputat Octavian Țicu, cu care de altfel și anterior am ieșit împreună la o conferință de presă pe același subiect. Și anunț încă o dată subiectul conferinței de presă de astăzi. E vorba de persoanele implicate de la PSRM, implicate în spălarea de bani și în operațiunea Bahamas, faimoasă operațiune a banilor din Federația Rusă, care au ajuns la PSRM și în campania prezidențială din 2016 a lui Dodon, prin intermediul unei țări foarte exotice, Bahamas, pe unde bănuiesc și Igor Dodon s-a mai odihnit, că deoarece îi place foarte mult zona aia, unde locurile de lux, de cam pe gustul lui, dar nu și a sărmanilor noștri cetățeni, care abia își duc viața cu greu de zi de zi. Aș vrea de la bun început să spun câteva cuvinte despre, pe urmă îi ofer cuvânt și domnului deputat Țicu, despre investigația RISE Moldova, care a scos pentru prima dată în veleagă aceste ilegalități care le-a făcut PSRM-ul și personal Igor Dodon în 2016 și să încurajeze în continuare să investigheze tot ceea ce înseamnă lupta cu corupția, cu corupții, indiferent de cine ar fi vorba, că e vorba de Dodon, că e vorba de Filip, de Diacov sau alți ortaci, nu contează, inclusiv și deputații din Parlament. Dacă sunt și au probe că sunt persoane corupte, să le doresc multă baftă. În continuare vom veni doar cu argumente și probe. Nu vom face declarații doar politice și drept motiv pentru această conferință de presă l-a constituit faptul că recent Autoritatea Națională pentru Integritate a respins demersurile sau interpelările unui deputat din Parlament, e vorba de doamna Veronica Roșca, vis-a-vis de averile declarate și nedeclarate ale deputatului PSRMist, a unui deputat care mereu ne îndemna la smerenie, la rugăciuni și la multă răbdare, e vorba de Corneliu Furculiță. Odată ANI respingând acest demers, inclusiv și Procuratura Generală, a generat suficiente semne în întrebare. Oare care este menirea și care este eficiența activității acestor două instituții fundamentale ale statului nostru? Într-un stat democratic, evident că ambele instituții joacă un rol primordial în lupta împotriva corupției, dar și a corupților. Din păcate, o spun cu titlul de opinie personală, dar cred că și colegul meu va împărtăși aceeași opinie, fiindcă sunt suficiente argumente, nu avem motive să avem încredere atât în Autoritatea Națională pentru Integritate, cât și în Procuratura Generală, mai ales după ce la conducerea acestei instituții a venit Alexandru Stoianoglu, fost, cunoașteți foarte bine, deputat, afiliat al PDM-ului, mai curent și un foarte apropiat al lui Igor Dodon. N-aș vrea să intervin și să fie tratat ca o interferență în activitatea celor două instituții. Noi dar vom prezenta probele și instituțiile de rigoare, fără a face comentarii politice, cum de obicei se obișnuiesc, trebuie să le examineze și în strictă conformitate cu legea să acționeze. Nimic mai mult. O mică remarcă aș mai face. Cred că s-a comis o mare eroare
atunci când legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și cea a Procuraturii Generale, legile au fost adoptate, deoarece li s-a dat o deplină independență. Mă refer independență, din păcate, dependentă de factorii politici guvernamentali, factorii care sunt la putere în Republica Moldova. După mine, noi nu suntem încă un stat cu democrație consolidată, unde o instituție a statului are o lege și exclusiv se conduce de această lege. Nu interesează nimic și nicio persoană politică. Cred că ar fi cazul să avem un Consiliu Național Civil format din experți care va evalua și va monitoriza activitatea acestor două instituții și anual să prezinte un raport în Parlamentul Republicii Moldova, iar în cazul în care rapoartele 2 ani la rând sunt negative, conducerile acestor instituții trebuie destituite. Altfel, situația de astăzi este foarte tristă. Nimeni nimic nu poate să le spună, nici unora, nici la altora, nici societatea civilă și nici aleșii poporului. Doar noi, deputații, exprimăm voința poporului. Asta a fost ca o remarcă. Printre altele, examinând dosarele respective Bahamas, ziceam că vom reveni la probe, doar nimic mai mult, și de aceea vom demara prezentarea documentelor, care în mare parte au mai fost și anterior, dar s-a cam uitat. Aș mai avea o remarcă foarte importantă și foarte tristă de altfel. În discuțiile pe care le-am avut la Procuratura Anticorupție, de altfel unde am fost invitat în calitate de martor și am mers cu multă plăcere, ar zice și bucurie chiar, ca să pot să-mi prezint punctul de vedere și neavând niciun motiv să am și careva temeri că procuratura, indiferent de care specialitate ar fi, generală, anticorupție, Sapicicicox, aș putea să fiu factor de suspiciune. Cu mult plăcere mă vor invita, de fiecare dată am să vin acolo, sunt sigur și domnul deputat Octavian Țicu va face același lucru. Dar să ziceam că Procuratura Generală și ANIU, în primul rând, a prezentat un punct de vedere că în cazul Bahamas, și anume în cazul lui Corneliu Furculiță, lui Vasile Bolea, lui Od Nostalco, Vladimir și Petru Burduja, n-ar fi motive de a fi inițiate investigații din partea ANIU-ului și că dânsii ar fi procedat corect când n-au declarat sume de la jumătate de milion până la 1 milion de lei pe care, conform legii, erau obligați să le prezinte în declarația de avere și interese a persoanelor cu demnitate publică, din care fac parte și deputații. Vedeți, m-a întristat foarte mult și dacă se adeverește această informație, chiar că trebuie de modificat legea, dar și de schimbat și conducerile. Fiindcă asemenea abordări nu pot fi tolerate. Este mult prea evident că sunt instituții subordonate politic. Și am spus-o, nu contează care deputat, din ce fracțiune, dacă e corupt, sunt suspiciuni și bănuieli rezonabile, să fie investigat. Aș vrea să demarăm discuțiile mai întâi cu contractul care a fost încheiat între faimoasa firmă din Bahamas, Westerby Limited Bahamas, și numai puțin faimosul exclusiv media SRL din Republica Moldova. Cunoașteți și acest SRL, avându-l de ultimă oră, înțeleg că pe proprietar, pe faimosul Ceaica, pe Corneliu Furculiță și pe alți ortaci socialiști care se hrănesc de acolo, inclusiv soția distinsă doamnă a președintelui Republicii Moldova și a primarului de Chișinău. E un fel de sursă de venit, dar mai ales de propaganda antinațională. O sursă de defăimare a oponenților politici și a tot ceea ce înseamnă interese naționale. De aceea, aș ruga, vă rog să prezentați
pe trei pagini din acest contract, care demonstrează și este o probă legală și o probă de pe original, copie, în care sunt încheiate contractul de 1,5 milioane de euro. Vă rog să mergem mai departe. Mai departe, îl avem pe domnul Corneliu Furculiță, fondatorul și bănuiesc și proprietarul, deși acolo figurează, e greu de clarificat, acestui SRL, în care avem două contracte, în care domnul Furculiță împrumută de la acest SRL în 2016 1 milion de lei moldovenești și pe care nu-i declară în declarația de avere din 2017. Vom face remarca absolut necesară că domnul Furculiță la acea perioadă era deputat în Parlamentul Republicii Moldova și era absolut obligat să declare aceste împrumuturi. Vorba de 1 milion de lei. Sunt două contracte, vedeți, sub numere diferite. Le am și aici la mine, dar cred că e bine ca să le arătat și pe ecran. Ulterior, fapt confirmat și prin două declarații de plată. Ambele, toate aceste contracte sunt cu semnătura personală a domnului Furculiță și a domnului Burduja, care administrator ar figura la acest exclusiv media SRL, și declarațiile de plată sunt două, de asemenea, fapt ce confirmă primirea, recepționarea 1 milion de lei. Mai departe, vă rog mult să mergem pe declarația de avere în care nu figurează nici măcar un leuț sau un bănuț despre acest împrumut de 1 milion de lei a domnului Furculiță. Aș vrea să mă opresc aici ca să ofer colegului meu posibilitate să se refere la alți doi fruntași ai PSRM-ului, care au contribuit masiv la finanțarea campaniei prezidențiale de 2016 a lui Igor Dodon, și e vorba de Vasile Bolea, bunul coleg și prieten a distinției doamnei Maria Ciobanu. Fac referire fiindcă au devenit proverbiale aprecierile și epitetele din Parlament, și e vorba de Vasile Bolea, marele jurist de anvergură și tale internațională, dacă îmi permiteți și această apreciere, evident, cu ghilimelele de rigoare, și smeritul și marele preocupant de problemele sociale, Odnostalco Vladimir. Dar, domnul deputat Țicu, vă rog să prezentați și dumneavoastră documentele. Exact, vom merge pe aceeași procedură pe ecran, dar le aveți și la îndemână. Mulțumesc. Bună ziua, prieteni! Voi face întâi o declarație, la fel ca și domnul Reniț, politică, după care voi aduce în atenția dumneavoastră documentele, probele pe care le-a enunțat și domnul deputat Reniță. Împreună cu domnul Reniță am acces în Parlamentul Republicii Moldova pe platforma blocului Acum, un bloc care și-a luat ca angajament înlăturarea acestui triumvirat din politica moldovenească, Plahotniuc, Dodon, Șor. În mai multe circumstanțe am abordat problema înlăturării acestui regim, chiar și atunci când anumite componente ale blocului au pledat în favoarea unei alianțe nesăbuite cu Igor Dodon. Și vreau să vă aduc aminte aici că tocmai din acest raționament de a nu continua alianța cu Partidul Socialiștilor am părăsit blocul Acum și am inițiat acel proiect de lege privind crearea Comisiei pentru investigarea acțiunilor de trădare de patrie din partea lui Igor Dodon, pentru că anume Igor Dodon stă în spatele tuturor acestor scheme de corupție și de evaziune fiscală, anume prin intermediul acestor companii offshore care s-au implicat în campania electorală din 2016
au avut loc aceste fără de legi și evident că acest lucru nu se putea întâmpla fără cunoașterea sistemului controlat de Plahotniuc la acel moment, iar ieșirea la suprafață a afacerii cu locul înregistrările video care au fost prezentate ne-au demonstrat această complicitate între Dodon, Plahotniuc și Șor. Cu regret, această inițiativă de creare a Comisiei Anti-Dodon n-a fost susținută. Nu ne-a împiedicat însă ca noi să avem împreună cu domnul Reniță și domnul Lean Carp o colaborare în vederea scoaterii la iveală a tuturor acestor fără de legi legate de banii iliciți și de schemele de corupție și evaziune fiscală care se au întâmplat și se mai întâmplă în Republica Moldova. Vă aduc aminte că împreună am inițiat acel proiect de lege privind interzicerea fundațiilor de caritate ca apanaj pentru finanțarea campaniilor electorale. Vorbeam atunci de un proiect de lege care la limite n-a trecut. Ba din contra, a trecut, dar pe urmă au fost falsificate voturile. Au fost falsificate voturile, este adevărat. Deci abia în procesul de vot, așa cum avem cu mâinile ridicate ca la școala de copii și nu ca într-un parlament veritabil european, vă refer la cele fundații de caritate patronate de Galina Dodon și Igor Dodon, de Șor, de Renato Usatăi și de Vladimir Plahotniuc. Și în fine, de această afacere Bahamas, asupra căreia ne-am pronunțat și anterior și asupra căreia am avut atitudine și după cum vedem cu regret, cele două instituții importante ale Republicii Moldova, Agenția Națională de Integritate și Procuratura Generală s-au făcut că plouă și au trecut pe linie moarte aceste dosare, găsind că oamenii nu sunt nici într-un fel, nu pot fi culpabilizați. Ei bine, pentru cei cu memoria scurtă, dar și pentru faptul că noi avem o obligație în fața cetățenilor și eu personal, ca un om care mă angajez în campania prezidențială, vreau să am parte de o campanie prezidențială curată, onestă, deschisă și transparentă. Prin urmare, mai aducem aminte odată, în plus, și cetățenilor Republicii Moldova și instituțiilor de stat, care la ora actuală îndeplinesc instrucțiunile guvernării socialiste și democrate, faptele concrete care trebuie investigate pentru incriminarea unor oameni care și atunci au fost deputați și care și acum sunt în Parlamentul Republicii Moldova, care au o misiune și actualmente, pentru că Procuratura și Agenția Națională de Integritate ar trebui să se sesizeze asupra faptului cum au loc actualmente schemele de atragere a banilor prin atacuri raider asupra băncilor, prin eliberarea din captivitate a unor delicvenți care au capacități de a finanța Partidul Socialiștilor și pe Igor Dodon și așa mai departe. Deci ce aducem noi este o dovadă clară asupra faptului că schemele astea nu pot să fie întrerupte, ele funcționează în continuare și noi aducem aceste probe. În ceea ce urmează, vă rog, asistența tehnică, voi prezenta contractul de împrumut, deci semnat între exclusiv media, administrator Burduja Petru și bunul meu prieten sportiv, Vasile Bolea, care au încheiat un contract de împrumut pentru suma de 500.000 de lei, jumătate de milion. Condițiile împrumutului este fără dobândă, dacă vă puteți imagina așa ceva. Dar cel mai interesant, și lucrul ăsta rog să-l prezentați la declarația de avere a domnului Bolea. Domnul Bolea a uitat la punctul 7 datorii să înscrie faptul că a contractat acest împrumut de la Exclusiv Media, declarând în această grilă a datoriilor
Doar faptul că are un credit de la Easy Credit de 11.000 de lei. Deci jumătate de milion s-a uitat să se declare și s-au pus doar pentru a spăla ochii aceasta. Evident există și rog să prezentați această declarație de plată pe care o avem în privirea încasării acestei sume. Deci este o dispoziție de plată scrisă și în limba rusă, Rashodovoi Kassovoi Order, oferit domnului Bolea, deci pentru suma de 490.000 bani. Adică să nu pară jumătate de milion, dar să fie 490.000. Nici mort, nici înădușit. Și, desigur, cum spunea și domnul Reniță, marele luptător pentru dreptate socială și grijă față de mame, copii și bolnavi și așa mai departe, tovarășul Vladimir Odnostalco, care are voce și guraliv în Parlament, cu asemenea chestiuni cât vine să plângi lângă el de mila pe care o are față de cetățenii Republicii Moldova. Și tovarășul Vladimir Odnostalco, de asemenea, semnat contract de împrumut, imediat după Bolea, în 22 aprilie 2016, cu Burduja Petru, colegul lui de Parlament, pentru suma de 500.000 de lei moldovenești, jumătate de milion. De asemenea, un împrumut pus la dispoziție fără dobândă, semnătura domnului Odnostalco și, de asemenea, ca și în cazul domnului Bolea, a uitat omul să declare în declarația de avere că a luat împrumut 500.000. Bun, domnul Bolea are o scuză, a făcut sport, poate are dificultăți de memorie, cum spun și alții, dar domnul Odnostalco, marele luptător pentru echitatea socială, deci a indicat la grila 7 datorii doar faptul că a luat fără dobândă de la Mobias Bancă un împrumut de 40.000 de lei, iar suma de jumătate de milion s-a pierdut pe undeva. Este și acest document de încasare pe suma de 450.000. Să nu pară jumătate de milion, deci 450.000 pe care, așa cum spuneam, a uitat să le declare. Chestiuni care, stimați cetățeni, îmblă sub incidența codului penal și trebuie investigate în ordine de Agenția Națională de Integritate și Procuratura Generală. Vom fi în continuare atenți pe lucrurile care se întâmplă și rog să fiți încrezători că timpul schimbărilor este aproape. Vă mulțumesc. Aș vrea să fac și eu o remarcă, domnul deputat Sicu, dacă îmi permiteți. În cazul domnului Vasile Bolea, dumnealui a fluturat cu câteva, două, trei luni în urmă, un fel de spraucă. Un document pe care l-a scos de la CEC și nu de la Agenția Națională de Integritate sau de la Procuratura Generală, în care el flutură că el e curat ca lacrima și nu are nicio problemă, el nu a finanțat, nu are nimic. Ce atribuție are CEC-ul în cazul de față? CEC-ul a verificat, doar a constatat o chestiune pur tehnică. Cine a finanțat și cum a finanțat? Nu s-a pronunțat, fiindcă nu e calitatea CEC-ului să investigheze alte lucruri, ci a Autorității Naționale pentru Integritate și a Procuraturii. Aceasta am ținut să fac remarca neapărat. Bănuiesc că Igor Dodon le-a dat indicații tuturor ortacelor săi socialiști să vină cu asemenea sprauși, că scurați ca lacrima. Cred, nu va ține asta și asta nu e probă concludentă. Plus, vreau să vă spun că împreună cu domnul deputat Sicu astăzi vom trimite interpelări oficiale în adresa Autorității Naționale de Integritate și a Procuraturii Generale vis-a-vis de documentele și probele pe care le-am prezentat. De la procuratură ar fi zis, domnule, e o treabă a ANI-ului, mai puțin a procuraturii, mai întâi ANI se verifice și pe urmă noi vom examina.
Vedeți cum acest ping-pong special făcut și dirijat între ANI și Procuratura Generală îl fac ei doar ca să mușamalizeze cazul, mai ales acum în campania prezidențială care a demarat. Și încă o remarcă. Nu este clar de ce domnul procuror general Alexandru Stoianoglu a divizat cazul spălării de bani și finanțării PSRM-ului în două dosare separate. Dosarul faimosului Culioc și dosarul Bahamas. Ele au fost inițiate ca unul comun. A făcut-o special, odată cu venirea lui la putere, ca să mușamalizeze mai ușor. De altfel, vreau să vă anunț, stimați cetățeni, că după ce Procuratura Anticorupție a emis ordonanța de refuz de investigare a cazului, a dosarului cu Culiocul, am dat în judecată Procuratura Anticorupție și am fost la judecătoria Ciocana și am fost la două ședințe. De grabă trebuie să merg la ședința a treia. Nu voi ceda și voi insista ca această ordonanță să fie anulată, iar Procuratura să-și facă datoria și treaba strict în conformitate cu legislația, nu la indicațiile personale a lui Dodon sau ale altor ortaci mari experți în justiție sau în drept al de Bolea și alții. I-am văzut în Parlament și-i cunoaștem aptitudinile lor juridice și la ce sunt în stare să facă. De aceea vă asigurăm cu maximă responsabilitate și exigență vom continua să scoatem la lumină cazurile de corupție, indiferent de persoana care este în obiectiv. Dodon, Diacov, Filip, Bolea, Furculiță, nu contează. Am spus, toți deputații și toți demnitarii publici, funcționarii publici, trebuie să răspundă în fața legii, fără excepție. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi cât mai frumoasă, multă încredere că vom reuși împreună să instaurăm democrația, lupta împotriva corupției să fie una reală și efectivă și vă rog mult încă o dată să respectăm regulile igienice. Fac apel de nou și de fiecare dată o facem și împreună. Rog să respectați neapărat regulile igienice, distanța fizică, mi s-a făcut o remarcă mai corectă, e vorba de distanța fizică, dar și masca. Vă rog să respectați, avem nevoie de sănătatea dumneavoastră, avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de participarea dumneavoastră activă în campania prezidențială. O zi excelentă să aveți, numai bine! La revedere!